România Film prezintă. Producător: Pavel Bartoș. În rolurile principale: Lăutar, Smiley, Rodul Iubirii, Horia Bălălău Brânci. Adunați-vă cu toții unde aveți televizorul, ca să fie treaba bună, să deschideți toți. Ce? Cu fuiorul. Venim cu fuiorul, strâng topor. Pentru al 100-lea episod și pentru prietenii mei, la mulți ani! La mulți ani și la multe episoade. Când te uiți la podcasturi, da? Știi, tu crezi că doar ăștia trei aici, da, care vorbesc. Aiurea! Că uite, aici 70 la Horia. Vezi că te rezolvă amor. Mai mult decât un pahar de sifon. Dulce, 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 un sirop de pom. Se pricepe la toate, e campion. Visul lui este să ajungă la Tech Urghior. Trescot, nămol. Primul meu concert ca Smiley a fost la Tech Urghior. Doamnele la nămolul gol. Ce-ai cântat în prima de la doamnele de la nămol? Păi, tu păi le-am cântat preocupat cu gura ta. Toate filmările la Vocea României din anul ăsta au fost în dreapta cu al meu care făcea. Hey. Terminam cu concurență, ducea la Pavel să-l intervieveze. Ăsta de fapt căsca el, așa că scâncă. Da. Christmas without you. Tu aveai o vecină, da, pentru că acolo ai cunoscut gustul adevărat al prăjiturilor. Da, oh, da. Pe Cotineni. Care vecină? Cotineni. Cotineni și... Mi-ai povestit tu despre o vecină. Da. Cotineni și... Ce ți-a povestit exact? Despre care vecină? Mâncare, băutură. Nu, aia era Erico. Da, da. Să-ți mai spun eu ceva. Pute, drag. Păi, dar eu n-am zis nimic. Ce zici? Care vecină? Mi-ai povestit tu despre... Vorbeam de mâncare acum. Prea asta vorbeam și eu. Erau bătrânică care aveam fiecare joi, avea seară de Remi. Bă, deci era una din Remi. Asta. Remi și chema toate babeturile. Și când murea una, a chemat-o pe mamă. Să vă spun, copii, povestea unui ciobănaș. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. A unui ciobănaș. Dar eu am problemă cu albă ca zăpadă. Și vin piticii. O pipă e, nu știu ce, o așa, o, să vadă ce s-a întâmplat cu ea. Iar mamă, iar a murit albă ca zăpada, autopsie, pacacul de fracă. Nu i-a spus niciunul. Bă, dar ți-ești bătut în cap, ți-a spus să cui ușa să nu mai deschizi la nimeni.